Principalul obiectiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu a vizat în primul rând reducerea timpului de răspuns în zona de competență, ceea ce s-a și întâmplat prin deschiderea celor 3 subunități și puncte de lucru din județ. În localitatea Greaca, prin dislocarea unui echipaj de la detașamentul de pompieri Giurgiu, a fost înființat punctul de lucru Greaca. În localitatea Colibaș, prin realocarea forțelor și mijloacelor dispuse în comuna Găujani, s-a înființat garda de intervenție Colibaș. Imaginele de pe slide-uri sunt sugestive. La Mihăileș, prin relocarea forțelor și mijloacelor gărzii de intervenție Ghimpați, s-a înființat garda de intervenție Mihăilești, gardă care funcționează în sediu pus la dispoziție de către primăria Mihăilești. Pompierii giurgiuveni au intervenit în anul 2013 în medie la 12 solicitări pe zi, majoritatea aparținând echipajelor Smurd. Bilanțul activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență se reflectă în cifre de ordinul sutelor, dar și în numărul de vieți salvate. Au intervenit la incendii, descarcerări, inundații și au dus tot timpul o luptă contra cronometru. În anul 2013 au fost aplicate 45 de amenzi și 638 de avertizmente la apărarea împotriva incendiului, pe partea de protecție civilă au fost aplicate 3 amenzi și 90 de avertizmente. Deficiențele constatate în anul 2013, în creștere față de anul 2012, au fost 1867 de deficiențe, 103 au fost soluționate și 686 sancționate. Sancțiuni aplicate în 2013, 48, încasate 28. Dotările de care au beneficiat pompierii giurgiuveni prin intermediul proiectelor europene au fost principalele realizări. În prezent, tehnica și dotările de ultimă oră le permit angajaților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu să rezolve în cel mai scurt timp intervențiile la care sunt solicitați.